Bună ziua, dragi reprezentanți ai presiei, și mă adresez cetățenilor cu două chestiuni importante care sunt astăzi pe agenda politică, aș zice eu. În primul rând, dați-mi voie să vă anunț că au fost colectate 35 de semnături pentru înregistrarea proiectului de lege de modificare a Constituției și ține de excluderea imunității parlamentare. Astfel, precum știți, Curtea Constituțională a dat aviz pozitiv, avizul se anexează, proiectul de lege este subsemnat de 35 de deputați, vă aduc aminte că 34 de semnături sunt necesare pentru a iniția o modificare a Constituției. Chiar astăzi acest proiect de lege va fi înregistrat și intră oficial pe agenda de lucru a Parlamentului. De asemenea, dați-mi voie să vă anunț că ieri, împreună cu domnul prim-ministru Filip, am semnat o scrisoare în care ne adresăm comunității europene energetice și partenerilor noștri de dezvoltare privind evaluarea independentă și externă a Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, atât competențele ei, elementele de independență, expertiza, cunoștințele tehnice, dar și legislația, tot ce ține de securitate energetică și legislația energetică. Acest angajament este un angajament și față de partenerii noștri din Uniunea Europeană, face parte și din foaia de parcurs și din planul de acțiuni, este și voința noastră politică pentru a asigura independența Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. Iată de ce acest demers a fost subsemnat ieri de domnul prim-ministru Filip și de mine personal și expediată în adresa comunității energetice și altor parteneri de dezvoltare, Banca Mondială, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Delegația Uniunii Europene. O să circularizăm și o să vă punem la dispoziție copia acestei scrisori. Vă mulțumesc foarte mult. Dacă sunt întrebări, vă rog frumos să vă prezentați. Silvia Zavadovski, Unimedia. Domnul Candu, liderul PSRM a anunțat despre inițierea unei moțiuni împotriva guvernului Filip. Ce părere aveți despre această inițiativă? Domnul Dodon spunea că deja a inițiat discuțiile și cu PCRM și PLDM. Am auzit și noi despre intențiile domnului Dodon de a depune moțiune de cenzură împotriva guvernului. Este o modalitate democratică și prevăzută și de lege. Însă, ca opinie personală, i-aș sugera și aș da și un sfat domnului Dodon să țină, dacă într-adevăr are seriozitate în intențiile sale, să țină cont de câteva sugestii. 1. Să arate clar care sunt obiecțiile cu privire la activitatea guvernului. 2. Să anexeze la acea moțiune de cenzură un program de guvernare pe care îl vede el ca fiind unul bun pentru țară și 3. Să anexeze la acea moțiune de cenzură ca toată țara să vadă bunele intenții și un cabinet de miniștri. Numele, funcțiile acelor miniștri, un cabinet din umbră pe cum ar trebui să existe la opoziție. În momentul în care dumnealui va veni cu aceste elemente, atunci, într-adevăr, se pare că va avea seriozitate în intenție și este binevenit să-și exercite dreptul ca opoziție parlamentară la tot ceea ce înseamnă moțiune de cenzură. Vă mulțumesc! Institutul Internațional Republican a publicat astăzi un nou sondaj de opinie în care Partidul Democrat cu greu trece pragul electoral, adică doar 7% din susținerea populației. Ce părere aveți despre rezultatele acestui sondaj? Sondajele de opinie sunt utile, importante, dar până la urmă contează foarte mult exercițiul de vot atunci când se organizează alegerile. Partidul Democrat întotdeauna a reușit să demonstreze că are o echipă foarte bună, tehnică, care poate să mobilizeze pentru orice exercițiu democratic. Și Partidul Democrat este gata pentru orice provocare, inclusiv pentru alegerile prezidențiale care vor fi în acest an. Anunțați anterior că doamna Zica Ivanski veți lua o atitudine în ceea ce privește declarațiile doamnei Zica Ivanski, declarațiile sexiste în adresa Maiei Sandu. S-a luat o decizie la nivelul conducerii PDM?
Din câte cunosc, trebuia să iei o decizie în baza lucrărilor Comitetului de Etică din cadrul partidului. O să aflăm mai multe informații și o să revin. Vă mulțumesc foarte mult, dar cu siguranță condamnăm astfel de declarații și nu sunt binevenite, indiferent de la cine vin, că e cetățean de rând, reprezentant a partidului sau oficialitate. Astfel de declarații trebuie să se abțină toți de la ele și ele sunt și interzise potrivit legii care a fost aprobată săptămâna trecută, dacă vă aduceți aminte, una pe care o considerăm revoluționară în tot ceea ce ține egalitatea de gen. Vă mulțumesc foarte mult! Și încă o întrebare. Da. Autoritatea Aeronautică Civilă pregătește un proiect de lege care ar reglementa utilizarea dronelor în Republica Moldova. Tot mai multe voci spun că această inițiativă ar intimida într-un fel jurnaliștii și este o replică la imaginile video cu averile care s-au publicat luna trecută și săptămânile trecute. Adică averile tot a deputaților și a funcționarilor publici. Din câte cunosc, chiar acum 2 luni de zile au fost examinate în Congresul American un proiect de lege ce ține anume de reglementarea dronelor după ce au fost unele incidente, accidente care chiar au pus în pericol viața oamenilor când vorbim despre securitatea aeronautică. Dronele sunt binevenite, dar ca și orice aparat de zbor trebuie să existe o anumită reglementare. Nu cred că ne referim în cazul de față ca o replică sau că guvernul încearcă să dea o replică la imaginele care au apărut, dar este vorba anume de securitatea cetățenilor și în mod special dacă vorbim de securitatea aeronautică. În foarte multe state, inclusiv și Uniunea Europeană, se discută acest subiect și există deja o legislație care reglementează folosirea dronelor. Și Republica Moldova nu ar trebui să rămână în urmă de tot ceea ce ne dorim noi ca și modernizare și tehnologii. Și apropo, în acest context, dacă tot vorbim de tehnologii, astăzi în plenul Parlamentului a fost aprobată în lectura finală mult așteptată lege privind la parcurile informațional-tehnologice, parcurile IT, care vine probabil într-o premieră din regiuni cel puțin, să reglementeze altfel o activitate în tot ceea ce ține de tehnologiile informaționale, aducând un complet nou sistem de impozitare și de reglementare astfel de activități și credem că printr-o astfel de lege și prin alte facilități cu care eventual statul ar trebui să vină, să ajutăm foarte mult ca industria tehnologiei informaționale să ajungă să joace un rol foarte important în economie, nu doar de 10% din produsul intern brut, dar mult mai mult. Și să putem să fim competitivi pe piața internațională. Vă mulțumesc foarte mult, o zi bună, succese!